Olivia, știi că nouă vărsătorilor, noi așa ne place să fim în centrul atenției tot și timpul. Și suntem mai mereu. Și modești, ce-i drept, toți vărsătorii sunt modești. Ei bine, astăzi nu vărsătorii vor fi în centrul atenției, ci, cine crezi? Gemenii. Nu este locul nostru da. Astăzi. Da. Gemenii, nativii gemeni. Andreea. Andreea. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec nu vor tolera niciun lucru în la locul lui și vor spune adevăruri care vor supăra persoane dragi. Ar trebui totuși să fie mai diplomați în exprimări. Taurii stau foarte bine la capitolul comunicare și vor reuși să încheie parteneriate care să le aducă mari satisfacții pe viitor. Gemenii vor fi în centrul atenției datorită stării pozitive și umorului debordant. Dacii vor primi oferte tentante de afaceri, însă ar fi indicat să nu se lase vrăjiți doar de profit și să analizeze și dezavantajele acestora. Leii vor fi puși pe fapte mari și nu se vor lăsa până nu vor obține rezultatele așteptate la serviciu, chiar dacă vor întâmpina dificultăți. Fecioarele vor fi responsabile cu buna dispoziție, vor aduce multe zâmbete și vor face haz de situațiile mai neplăcute. Balanțele îi vor impresiona pe cei din jur cu amabilitatea și căldura de care vor da dovadă în relațiile sociale, au spor și la bani. Scorpionii se vor bucura de o zi cu multe reușite, planurile lor vor prinde cu ușurință contur. Săgetătorii vor fi cu mintea în oricare. Pe altă parte, numai la muncă nu e de înțeles, se apropie weekendul, totuși criticile nu îi vor ocoli. Capricornii au mari șanse să primească astăzi vestea plecării într-o călătorie, nu una de relaxare, ci în interes de serviciu, își pot spori serios bugetul. Vărsătorii se vor implica în discuții care nu îi privesc din dorința de a face un bine, însă riscă să tragă chiar ei ponoasele, mai bine arsa în banca lor. Peștii își urmează scopurile, își vor susține serios punctele de vedere profesionale și nu vor renunța la acestea, chiar dacă scepticismul unora le va mai tăia din elan. Acesta a fost predicția astrală, să aveți o zi frumoasă!